Ei, hey eu, hai să zic ceva mișto. Asta e broasca de săgeată otrăvitoare. Așa se numește, n-am ce să zic, fac. Na, vine din engleză și este de Poison Dart Frog. Asta e numele, sau de Poison Arrow Frog, dar mare parte Poison Dart Frog. Fac parte din familia Dendrobatide. Nu știu de ce vă zic chestia asta, dar în latină și că pare mai profi, așa că Dendrobatide. Faza cu ele e că sunt foarte toxice, deși sunt extrem de mici. Au undeva între 1,5 cm și ajung până la 6. Și pot fi și mai mici de 1,5 cm. A, și faza e că sunt atât de toxice încât una are destul venin să omoare 10 oameni mari. Partea bună e că, în teorie, n-avem nicio șansă să intrăm în contact cu ele, pentru că suntem undeva din America Centrală și America de Sud. So we're good. Ah, și ca idee, ați observat faptul că au niște culori foarte dubioase? Culorile astea foarte dubioase și țipătoare au ca rol de a atrage atenția prădătorilor că nu sunt de mâncat. Și treaba asta se numește aposematism. Nu știu dacă ați tras cu cornete în copilărie, dar tipul ăsta face parte din tribul Embera, iar ea așa vânează. Țeava aia pe care o ține în mână se numește Sarbacana. Și în cazul în care te întrebai de ce se numește brasca de săceată otrăvită, de asta, pentru că săgețile sunt date cu veninul lor care rămâne activ până la un an.